Ioan Fetea, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, într-un interviu acordat colegilor de la Wall Street Mungro, a declarat că apicultura este o afacere care nu necesită o investiție substanțială, iar banii pot fi recuperați în aproximativ 2 ani. În prezent, numărul apicultorilor din România ajunge la 30.000-35.000, potrivit datelor Asociației Crescătorilor de Albine. În plus, pe plan local există 1,3 milioane familii de albine. Efectivul de albine din România plasează țara noastră pe locul 7 la nivel de Uniune Europeană după țări precum Spania, Grecia, Franța, Italia sau Polonia. Pentru a începe o astfel de afacere sunt necesare inițial 5-10 familii de albine, ceea ce presupune o investiție de până la 1500 de euro, susține Ioan Fetea. Suma poate fi amortizată în decurs de până la 2 ani. Pe lângă achiziționarea familiilor de albine, costul unei familii ajunge la 400-500 de lei, mai sunt necesare investiții precum faguri, ramele din stupi, respectiv tratamente anuale pentru diverse boli. Astfel, în cazul a 10 familii de albine, costurile anuale nu depășesc 200-300 de lei. Numărul albinelor lucrătoare variază oscilând de la 10.000 în perioada de iarnă până la 40.000-80.000 în timpul verii. O familie de albine poate produce o cantitate de 20-25 de kilograme de miere. În cazul crescătorilor profesioniști, profitul poate ajunge la 70-80 de lei pentru fiecare familie de albine. Profitul poate varia de la an la an. Spre exemplu, președintele ACAR susține că 2013 a fost pentru 80% din crescătorii de albine un an profitabil. Producția internă de miere a fost anul trecut de 17-18.000 de tone, mai mare față de 2012 când seceta a afectat flora, iar apicultorii au produs doar 14-16.000 de tone de miere de albine. Sunt Silviu Calotă și trebuie să știți că într-o familie de albine se află tipuri de indivizi, matca, albinele lucrătoare și trântorii. În viitorul apropiat, peluza casei poporului va avea stupi. Acum se caută albine și matcă.